Echipajele de la rutieră din cadrul Poliției Orașului Găiești au acționat împreună cu inspectorii Registrului Auto Român Dâmbovița pe linia verificării stării tehnice autovehiculelor, dar și pentru respectarea regimului legal de viteză de către conducătorii auto. Cu această ocazie au fost oprite în trafic în vederea controlului 71 de autovehicule, fiind legitimate 74 de persoane și au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale în valoare de 14.000 de lei. Ca urmare a încălcării normelor rutiere au fost reținute 3 permise de conducere și retrase 6 certificate de înmatriculare. Polițiștii din Fien și reprezentanții Ocolului Silvic Pucioasă au organizat și executat o acțiune pe linia prevenirii sustragerilor de material lemnos. Cu această ocazie, polițiștii au controlat un număr de 13 autovehicule, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.700 de lei și confiscat material lemnos.